Aflat la al cincilea mandat de primar, Constantin Cârstina nu mai are multe lucruri grele de făcut în comuna Orlești. Se poate lăuda că a obținut finanțarea pentru un amplu proiect de alimentare cu apă și canalizare, împreună cu localitatea vecină Scundu. A introdus gazul metan, a modernizat școala, a construit un cămin cultural și mai ales a asfaltat aproape toate drumurile comunale. Paradoxal, în Orlești, cel mai rău arată drumul județean care trece prin mijlocul localității. Chiar și așa, șeful administrației publice locale a depus câteva proiecte la Ministerul Dezvoltării, cu speranța că va finaliza lucrurile începute. Am diversificat, am ales mai multe proiecte, altele decât drumuri. Mai am în două sate o apă și un canal de realizat, satele Aurii și Scaiuși. Am accesat pe un proiect de modernizare și extindere sediul primăriei, că trebuie umblat și aici în zonă, pentru că a rămas în urmă, n-am prea mai făcut investiții la primărie. Am depus un proiect de extindere și reabilitare a iluminatului public în comună. În vremea lui Darius Zvâlcov au fost ceva mai mari. Da, atunci a fost, într-adevăr, a fost un buget, cum se numește, echilibrat, din punct de vedere că ți-ai asigurat funcționalitatea și ai putut să mai faci și o investiție. Am înțeles că de la anul se schimbă, din 2018 s-ar schimba și modalitatea de acordarea sumelor prin rămânere la bugetul local a cotelor de venit, ceea ce e un lucru bun, și am înțeles că s-ar axa și pe un buget pe cap de locuitor de 750 de lei, care chiar, eu zic că dacă așa s-ar transpune în practică, localitățile medii s-ar descurca pe fonduri proprii fără să mai cerșească niciun ban la nimeni. Neastră, cât locuitori aveți? Păi în jur de 3.000. Deci am făcut socoteala, m-aș duce undeva la 30 de miliarde de bani vechi, ceea ce e un buget satisfăcător pentru localitate să-și menține cheltuielile de funcționare și plus investițiile care sunt cât de cât necesare a fi continuate. Noi n-am cam făcut în mare liniile principale ale strategiei de dezvoltare a localității și urmează să, practic, să le întreținem. Avem în vedere și prin galul constituit la nivelul celor 17 localități din zona noastră, să achiziționăm și ori o mașină de spălat străzi, ori un bol de excavator, să încercăm să le și întreținem, că este mai greu întreținutul investițiilor care le-ai făcut decât a le face. Precum colegii săi vâlceni, primarul comunei Orlești așteaptă împărțirea bugetului către administrațiile publice locale pentru a putea demara lucrările de care unitatea teritorială are nevoie.